genul programului, familie. Următorul program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Vasile Ienuță, vă spun bun găsit la City Pulse. Invitatul nostru de astăzi este domnul Alina Ivanoaie, vicepreședintele Consiliului Județean Iași și președintele Partidului Poporului Dan Diaconescu, filiala Iași. Domnule Ivanoaie, bine ați venit! Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Că tot vorbeam de partid, vorbeam de Partidul Poporului Dan Diaconescu. Ce se mai întâmplă pe la PPDD? După cum bine cred că și eșenii, ca să nu zic în general toți românii, au văzut că ușor, ușor anumite puncte promovate de către Dan Diaconescu din cele 100 de puncte apar pe agenda de lucru a actualului guvern. Și aici chiar dați-mi voie să subliniez două dintre ele, cel legat de loteria fiscală, care poate mulți dintre eșeni nu sunt convinși sau nu, sau trăiesc o mică dezamăgire, dar sunt lucruri care se vor corecta și scopul în sine al acestei loterii a fost să scoată la suprafață masa monetară de cash din așa zisa zonă gri, ca să nu o numesc chiar neagră, pentru a ridica nivelul de trai și cu certitudine vor ieșeni și cel puțin vor vedea efectele pe parcurs, pentru că nivelul de trai se va ridica. Asta e primul punct, iar al doilea punct, cel legat de chiar punctul 63 din cele 100 de puncte al lui Dan Diaconescu, legat de alocația pentru copii. Așa cum era prevăzut chiar la punctul 63, alocația pentru copii în parte va crește simțitor. La fel, ieșenii cred că au văzut și hotărârea adoptată în Parlament, în care alocația a fost dublată. Dan Diaconescu, ca și propunere și proiect legislativ încă depus de la începutul mandatului grupului parlamentar PPDD, a fost de a se majora în jurul sumei de 200 de lei. E un prim pas care s-a făcut zilele trecute, pas ce rezolvă o parte dintre solicitările Partidului Poporului Dan Diaconescu în această coaliție de guvernare. Suma rămâne oricum derizorie, cu certitudine, dar ea nu asigură plecare, sigur, sub nicio formă necesarul unui copil sau cât de cât, dar așa cum am menționat, e un prim pas pe care... Mai spus-o noi într-o emisiune pe aici, se apropie de alocație de hrana unui câine comunitar prin padocurile din... Exact. Comparându-ne cu alte state europene, unde alocația depășește cu mult 200-300 de euro. Vorbeam de partid, suntem în 2015, în 2016 sunt alegeri, timpul trece destul de repede, e clar că PPDD are nevoie de o reorganizare, de o restructurare. Cum stați la capitolul ăsta? Din punct de vedere, eu m-aș raporta doar la nivelul județului Iași în primă fază, după care voi explica și la nivel național. La nivelul județului Iași, așa cum am mai făcut mențiunea după Ordonanța 55, organizația județeană a rămas cu un număr de 70 de consilieri din 110, 70 de consilieri, oameni de bază. Să spunem că era acea hotărâre cu traseism. Da, Ordonanța 55, care a legalizat cumva traseismul politic. Vă spuneam că am rămas noi ca organizație cu număr de 70 de consilieri și aici mă refer la consilierii oameni remarcabili și oameni care au un impact atât prin activitatea zilnică politică, cât și cea în administrație ca și virgulă consilieri. Au rămas oamenii de calitate în organizația județeană Iași, oameni cu care dezvoltăm în continuare la nivelul comunilor atât numărul de membri, cât și din punct de vedere organizatoric să ne întărim, pentru că experiența trăită în 2012 ca un partid care nu avea chiar o experiență a actelor electorale, acum am învățat cu toții din greșelile trecutului, ne pregătim pentru viitor și sperăm noi ca în 2016 să facem o surpriză
poate mai plăcută decât cea care am generat-o în 2012. E greu de anticipat o astfel cu certitudine. De previziune, pentru că era și un val de entuziasm teribil în... E adevărat, exista motorul Dan Deaconescu care a generat acest curent și acest val al simpatiei. Dan Deaconescu, știm cu toții situația în care se află, fapt pentru care considerăm că ne-a lăsat, cumva în ghilimele, o moștenire pe care noi trebuie să o dezvoltăm și să o exploatăm în viitor, pentru că din cele 100 de puncte mai sunt multe puncte care trebuie aduse în programele de guvernare. Din cele 100 de puncte care îi privesc direct pe români, sunt, așa cum am mai spus-o și în emisiunea dumneavoastră, colectate din dorințele românilor. De aceea considerăm noi că printr-o organizare cât mai substanțială și mai puternică să putem face o surpriză la fel de plăcută și în 2016. S-au reorganizat filialele prin județ, că spuneați că tot au mai plecat oameni. Știu că ați avut pe începutul anului o ședință. Eu după Ordonanța 55 l-am spus și chiar am făcut afirmații de genul că au plecat trădătorii, oamenii slabi ai partidului, oamenii care cuvântul organizare nu s-a aflat pe agenda de lucru al respectivului. Așa cum v-am spus, au rămas cei care au înțeles, care își doresc și sunt convinși de faptul că curentul PPDD, ca și partid de centru, care poate promova și poate susține aceste puncte din programul de guvernare al Partidului Poporului Dan Deaconescu, vor fi puse în practică. Nu e ușor în 4 ani să implementeze, dar, așa cum am spus-o, pentru noi este un câștig faptul că am reușit și pe agenda de lucru a guvernului se află în continuare puncte care sunt prevăzute în programul celor 100 de puncte. E greu, mai ales că, să zic, atenția publică a fost focalizată pe alte probleme, să zic așa. Vocea lui Dan Deaconescu s-a auzit tot mai puțin până s-a cam stins și de-aia probabil Partidul Poporului trebuie să-și caute, eu știu, poate și o altă modalitate de abordare, de transmitere a mesajului și a programului politic. La Consiliul Județean s-au petrecut și acolo în ultima perioadă destule lucruri. Știm foarte bine de arestul la domiciliu al președintelui Consiliului Județean. Asta vine, cum să spun, în plus față de arestul primarului. E o situație oarecum inedită pentru un oraș ca Iașiul. Ce se întâmplă? Se dărâmă Consiliul Județean? Se întâmplă ceva? Dacă merg lucrurile în continuare, care e? Bineînțeles, după cum bine știți, în momentul în care a existat și ordinul prefectului cu privire la suspendarea, și aici mă refer doar la președintele Consiliului Județean, pentru că în cadrul acestei administrații activez. A fost ședința extraordinară în care s-a stabilit președintele interimar, în speță colegul meu, domnul vicepreședinte Victorel Lupu, care să asigure interimatul pe perioada suspendării președintelui ales în 2012. Activitatea continuă, nu ai cum să blochezi instituțional, pentru că sunt proiecte care se află în derulare la nivelul Consiliului Județean, proiecte atât europene cât și proiecte de investiții pe care noi le-am aprobat și le-am avizat încă de la începutul anului, odată cu avizarea bugetului și aprobarea bugetului. Pe lângă asta sunt și proiecte pe care ne dorim să le implementăm la fel în situația deschiderii anumitor programe operaționale. Consiliul Județean Iași este pregătit să depună proiecte în sensul ăsta, pentru că Iașul, atât ca județ cât ca și municipiu, îi sunt necesare resurse și resurse care să vină din exterior. Cea mai importantă, așa cum am tot menționat, este și cea europeană, care întotdeauna asigură plusul în comunitatea noastră. Da, chiar mă uitam cel puțin pe site-ul CJ-ului, așa apare că Consiliul Județean are zero datorii. Da. Deci are, față de primărie, care nu știu cât are
grad, da, are un grad de îndatorare primăria, da. 40 de grade de îndatorare, ceea ce e un lucru, să zic, oarecum bun, pentru că se pot accesa, eu știu, credite și pentru proiecte. De multe ori ne punem întrebarea, bun, a plecat, să zic, cel care a fost ales, șeful, nu știu ce, doamne, el avea o mentalitate, avea niște oameni în jurul lui, vine altcineva, poate cu alte idei, sau trebuie doar să continue ce s-a început? Eu vă spuneam de faptul că multe dintre proiecte sunt în derulare și ele își continuă parcursul, deci nu ai cum să intervii. Indiferent de mentalitate sau opțiune sau sugestie, ele au existat și în prezența președintelui. Toate s-au corelat și au rezultat produsul final, cel legat de proiect și de buna desfășurare a lui. De asta, și la momentul ăsta, vorbim de același lucru. Ele se derulează, își urmează cursul, ne străduim să venim, pentru că e foarte important să vii în fața ieșenilor cu proiecte noi. Oamenii au așteptări, atât la nivelul județului, comunele, cât și nivelul municipiului. Întotdeauna și cu toții suntem convinși de faptul că Consiliul Județean Iași, la nivel de administrare a comunilor, e deficitar din punct de vedere al infrastructurii, care nu se ridică la nivelul atât al așteptărilor, cât și al mileniului în care ne aflăm. Fapt pentru care, pentru noi, zi de zi, e o provocare să identificăm soluții, resurse, programe pentru a completa resursa care o avem la Consiliul Județean Iași și a aduce județul Iași la un nivel pe care ne-l dorim și pe care tot timpul am anunțat, dorim să intrăm într-o competiție cu județele, îmi permis să spun, chiar dezvoltate, cu un pas înainte a județului Iași. Vorbeați de infrastructură și trebuie spus că în județul Iași sunt peste 1000 de kilometri de drumuri județene, vreo 1040 aproape de kilometri, din care asfaltate jumătate și vreo aproape 500, deci tot aproape jumătate, drumuri pietruite și de pământ. Deci avem, nu avem o infrastructură, să nu spunem, că deci treaba ar fi, slavă Domnului. Există acel master plan care s-a votat și tot a fost fluturat cu hărți frumoase, cu trei axe, parcă mi se pare, prioritare. Avem nevoie de vreo 200 de milioane de euro ca să facem toate drumurile, sau mă rog, aproape toate. Eu aș defalca acest master plan în două. Cele trei axe, Consiliul Județean își propune să acceseze fonduri europene. Pentru restul suprafețelor de drum județean, Consiliul Județean deja a demarat procedura. Dacă vă amintiți, am mai făcut mențiunea chiar și poate în emisiune la dumneavoastră, a banilor care se întorc datorită eligibilității proiectului Aeroportul Internațional Iași, la care Consiliul Județean, așa cum ați făcut mențiunea și mai devreme legat de faptul că gradul de îndatorare este zero, își poate permite să acceseze un credit de la o instituție financiar-bancară europeană care să completeze suma de 55 de milioane care se întoarce de la Uniunea Europeană și împreună, coagulate, să acoperim o plajă și o suprafață cât mai mare de drumuri județene din cei chiar 1040 de kilometri, pentru că și în master plan sunt prevăzute aspecte legate de reparații curente, covor asfaltic, sau sunt sectoare de drum unde e necesară intervenția destul de masivă, pentru că trebuie reabilitate de la zero drumurile. Sunt drumuri care trebuie chiar construite, sunt drumuri de pământ unde chiar nu se poate trece, dacă picură un pic sau chiar dacă nu plouă tot. Sunt probleme, am întâlnit o dată un șofer de tir care probabil nu mai fusese prin zonă și avea GPS-uri, avea hărți, avea de toate și rămăsese împotmolit pe un astfel de drum. Sunt o grămadă de proiecte și lucrurile par să se miște greu, așa cum e și cu autostrada, că o să vedem probabil prin 2030 dacă o să fie construită. Și cu autostrada am menționat-o, cer scuze că intervin. Nu ai cum să te opui evoluției. Poate că pare mai greu acum, poate că în continuare
apare pe, eu știu, pe buzele multor politicieni, dar însuși evoluția nu are cum să blocheze investițiile de genul ăsta. Eu am garanția și certitudinea că și această autostradă se va face, pentru că este extrem de importantă atât pentru regiunea noastră, regiunea nord-est a Moldovei, cât și pentru vecinii noștri, Republica Moldova. Problemele, nu are nimeni nicio îndoială că lucrurile vor fi rezolvate. Problema e cât le mai prindem, cât le mai prindem noi, să mai fim în viață, să vedem, eu știu, drumurile din județ asfaltate sau o autostradă spre Transilvania, ca să nu mai vorbești de o autostradă spre, spre București, care ar fi, să zic, necesar. Lucrurile și proiectele par să se deruleze în perioade extrem de lungi. Înțelegem că sunt puțini bani, dar se cheltuiesc, acum am înțeles, de exemplu, pentru autostradă, încă vreun 1,5 milioane de euro pentru încă un studiu de fezabilitate. Da? Bani care probabil vor fi cu siguranță risipiți, pentru că proiectul, dacă va începe prin 2023 sau când se spunea de o altă etapă, lucrurile se vor schimba, se vor schimba până atunci și probabil vor trebui făcute alte studii. E păcat și de asta spun că lucrurile merg greu. Mă mai uitam tot așa un proiect care este al Consiliului Județean, cel de un master plan de management al deșeurilor, da? Care are un termen de finalizare, mi se pare, prin 2038, dacă nu, dacă vă referiți la investiții și la finalizarea proiectului la finele anului, cu posibilitatea prelungirii, pentru că și aici n-aș vrea să intru în mod special în chestiunile tehnice, dar au existat niște impedimente legate de procedurile licitațiilor, unde, spre exemplu, la două dintre stațiile din județul Iași a durat contestația aproximativ un an jumătate la instanță, toți pașii. Ori aici suntem nevoiți să întindem termenul de execuție, pentru că altfel riscăm să pierdem proiectul și valoarea proiectului. El va avea o finalitate la, eu știu, jumătatea anului 2016 și ca și scop și impact ne dorim ca Iașul să-și îmbunătățească din punct de vedere al mediului, să devină un județ verde. Da, mai greu cu astea. Am văzut o grămadă de astfel de proiecte și ale Consiliului Județean și ale primăriei și a altor instituții cu plantări, cu fel de ecologizări ale zonelor și de fiecare dată când am trecut acolo peste un an sau doi era nimic schimbat. E foarte ușor să spui, domnule, am plantat 1000 de pomi, dar nu s-au prins. Sau, da. Dar banii s-au cheltuit, unii și-au mai făcut campanii sau chiar au luat nu știu ce premii pentru astfel de proiecte. Vorbeam de infrastructură și de drumurile județene. Oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să aibă doar răbdare. Mă gândeam că acum se deschide sezonul la pescuit și drumurile spre Bălți sunt pline de pietre. Asta ca să facem noi o glumă, așa ca niște orășeni ce suntem, nu? Dar cei de la țară au probleme, pentru că salvările, mașina de pompieri, pur și simplu trafic. Vorbeam odată cu un producător de brânzeturi din, nu știu, de prin coarnele capri, nu știu de pe unde, și spunea că, domnule, el strică o mașină la două luni din cauza drumului. Vine să-și aducă marfa la Iași, la magazin, și nu face altceva decât să cheltuie o grămadă de bani. E foarte greu. E adevărat, și mai ales sectorul care l-a spus dumneavoastră, îl cunosc, l-am vizitat, dar el se află pe zona axei 2, cea din master plan, și acolo vorbim de o investiție de câteva zeci de milioane de euro, tot sectorul de drum, bani pe care Consiliul Județean nu i-ar putea avea niciodată la dispoziție, n-ar putea să aibă această resursă, deci noi ne punem speranța că cu certitudine vom accesa banii prin programele europene. Da, proiectul era, nu știu, pe o perioadă de 5-6 ani, nu? Parcă 2014-2020
Da. Sperăm că în perioada asta să se ajungă la acel rezultat de, nu știu, vreo 700 de kilometri din cei 1000 să fie asfalt și restul încă vreo 200 măcar betonați. Pentru că trăim în... Oamenii trăiesc în multe sate ca în evul mediu și e păcat că se întâmplă. Vorbeam de aeroport, vorbeam de infrastructură și da. Tot s-a vorbit de aeroport. Un nou terminal în luna august? Da, așa după cum vine și la lansarea, la deschiderea șantierului, când am fost prezenți, și-am anunțat atunci... Aeroportul Internațional Iași construiește al treilea terminal, terminalul 3, terminal care să asigure volumul de trafic mai mare al pasagerilor, pentru că, așa după cum bine știu și ieșenii, de la an la an, numărul curselor de pe Aeroportul Internațional Iași cresc, cum de altfel și volumul pasagerilor, ceea ce ne obligă să putem asigura un confort raportat la nivelul proiectului pe care l-am tot susținut, finanțat și îmbunătățit, pentru a asigura, așa cum am spus, un trafic cât mai fluid și cât mai confortabil pentru toți cei care aterizează la Iași. Va fi gata în august? Da, cu certitudine va fi gata. Știu că există în proiect și probabil se va respecta construirea unui terminal mult mai mare, de cealaltă parte, pista aeroportului, nu? Care va fi integrat într-o infrastructură mult mai amplă. Un proiect care necesită, da, vreo 100 de milioane zonă de cargo, euro. Da. Da, pentru că în pașii pe care și-a propus Consiliul Județean Iași, unul din subiectele cele mai importante și câștigul nostru pentru ea și este că a fost aprobată și această sumă de aproximativ 100 de milioane cu privire la investiția și completarea de fapt a aeroportului la nivelul care îl avem acum prin construcția unui hangar și totodată o zonă de cargo, pentru că ne dorim ca Iașul. Și speranța noastră este, semnele arată că acolo ne îndreptăm, Iașul să devină aeroportul regional, un aeroport regional care să suplimenteze sau să asigure totodată și zona de transport marfă între punctele importante ale lumii. Dacă va fi construit, va fi legat și de șosea de centură, vom rămâne oarecum izolați, cu un aeroport frumos, cu tot ce trebuie, pentru că nu avem autostradă care să ne ducă mai, e adevărat, mai departe. Aici va trebui cu siguranță și un tocmai de asta vă spuneam despre evoluții, că vom împinge noi lucrurile cumva de la spate, încât ele să funcționeze și să grăbească de multe ori investițiile care, eu știu, sunt stabilite la anumite termene. Dar în completarea zonei cargo, ce vă spuneam mai devreme la aeroport, Consiliul Județean Iași se află în faza în care va încheia un contract de finanțare și pentru crearea centrului intermodal de la Holboga, zona de transport feroviar a mărfurilor, fapt pentru care, având aerian feroviar, sunt convins că vom împinge lucrurile până într-acolo, încât vom obliga guvernul să își îndrepte privirea cât mai repede și să reducă din termenele de investiții și de execuție autostrăzii. Vorbeam de aeroport, ne mai place să stăm cu ochii pe cer, se pare că vom avea ce vedea, nu? Da, chiar așa după cum bine s-au obișnuit eșenii, de 2 ani încoace, anul ăsta, pe data de 14 iunie, vom avea din nou la Iași acel show aeronautic, show care este susținut, finanțat de către Consiliul Județean, show care de la an la an crește. Spunem că deja e a treia ediție. Exact, nu? Ne aflăm la a treia ediție. Show care a adus întotdeauna un număr foarte mare de eșeni, un spectacol aeronautic care încântă atât privirea eșenilor cât și participarea tuturor eșenilor la acest frumos eveniment pe care, repet, Consiliul Județean Iași prin alocarea resursei financiare
îl pune la dispoziția ieșenilor. Bugetul e mai mare? Vor veni mai multe avioane? Exact. De la an la an, de asta vă spuneam, el crește ca și volum al participărilor, cât și în intensitate, pentru că și anul ăsta, din câte știu, raportat la solicitarea de alocare bugetare de anul trecut, e o sumă în plus și nu mică. Deci, eu sper să surprindem la fel de... Să mai scumpi și benzina pe la avioane, știți cum e. Și asta, dar noi sperăm să surprindem ieșenii la fel de plăcut cum am făcut-o și anul trecut și acum 2 ani cu acest show și garanția unei reușite să existe chiar pe buzele tuturor. Că tot vorbeam de show-uri, de spectacol, de festivale, tocmai s-a terminat FIE, a început FILIT-ul. Corect. Așa cum am început discuția, vedeți, Consiliul Județean Iași caută și găsește resurse pentru infrastructură, dar sunt elemente și legate și de educație, literatură, care nu au cum să fie omise. La fel și FILIT-ul se află la cea de-a treia ediție. Cum de altfel Iașu a beneficiat cât de curând, s-a încheiat Festivalul Internațional al Educației, organizat de Primăria Municipiului Iași. În completare, Consiliul Județean a venit cu acest Festival Internațional de Literatură, pentru că toate coagulate vrem să reprezinte pachetul care să ofere garanția câștigului Iașului pentru capitala culturală europeană. De la an la an, la fel și aici, la Festivalul Internațional de Literatură, lucrurile iau amploare, prezența personalităților marcante la nivel mondial este din ce în ce mai atrăgătoare, atât pentru ei, cât și pentru ieșenii care vor participa, plus că FILIT-ul fiind la a treia ediție, deja este invitat, este recunoscut la nivel mondial de foarte multe instituții, fapt pentru care este și invitat să participe la diverse evenimente, expoziții sau activități care au că chiar au fost chemați baza cultură. La târgul de carte de la Frankfurt, mi se pare că e cel mai important din lume. Să spunem că FILIT-ul a început nu la modul cum probabil s-a așteptat lumea, el va fi tot în toamnă, în cam aceeași perioadă, dar au început manifestările, au fost acele rezidențe pentru traducători, da? Traducători din străinătate care au venit la Iași și nu știu cum, au primit un fel de burse și au avut fel de întâlniri, mă rog, și au lucrat. E un festival important și ne dorim să Iașul să devină și capitală, dar sunt ceva probleme și la nivelul organizării, să zic. Am văzut în această săptămână dispute între cei care... Vedeți dumneavoastră, aici eu le-aș defalca puțin. Faptul că expunem posibilitatea de a câștiga Iașul statutul de capitală europeană și implicăm factorii politici într-o dispută politică, nu o să avantajeze pe niciuna dintre asta formațiuni. Ar trebui încheiate, cum trebuie din păcate să încheiem și noi emisiunea. Mulțumesc domnului Alin Ivanoae, vicepreședinte la Consiliul Județean Iași, și vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi, la revedere!